What happened? We've been had. Michael! You gambled my career just to get back to the big time. What does your heart tell you? I just want to play football, win trophies, and that's all I try and do wherever I play. Yeah. Set me free and give me check. There ain't no other choices. Sunt Andrei Lăzărescu, sunt supervising producer pe franciza FIFA. FIFA, în FIFA 18 avem un număr de feature-uri foarte importante pe care le-am făcut. Știu că noi spunem asta în fiecare an, dar pentru mine personal este de departe cel mai bun FIFA pe care l-am făcut vreodată. Vreau să aduc în discuție doar câteva lucruri principale. Unul este modul de joc Journey, unde practic avem sezonul 2 din Journey, unde Alex Hunter este protagonistul și dacă anul trecut a fost o călătorie și o aventură, să spunem, locală în Anglia, anul ăsta practic o să devină una mult mai globală. O să meargă în vacanță în Brazilia, o să meargă în presezon în Los Angeles și o să aibă un tur pe la mai multe cluburi și diverse continente. Nu vreau să ofer niciun spoiler, dar cu siguranță lumea va vedea că e deja la un alt nivel modul de joc în sezonul 2. Un alt lucru extrem de important este nou sistem de animații pe care l-am introdus în joc. Practic ne-a permis să fluidizăm și să personalizăm foarte mult jocul și fiecare jucător în parte. Dacă o să joci cu Cristiano Ronaldo și ai mingea cu el, o să-l simți ca fiind Cristiano Ronaldo, o să-l vezi alergând ca fiind Cristiano Ronaldo. Și la fel și pe un număr mai vast de jucători. De asemenea, în Ultimate Team, care este cel mai popular mod de joc din FIFA, introducem un feature nou care se numește Icons. Practic, jucători legendari cu care lumea va putea juca. Pele, Ronaldo, originalul Ronaldo, Thierry Henry, Maradona și mulți alții. Și fiecare dintre acești jucători nu numai că este în joc, este în trei variante în joc, fiecare variantă ilustrând un moment specific din carierele lor extraordinare. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, echipa națională. Echipa națională a României este acum autentică în joc. Am construit toate tricourile, am construit toate ghețele, am construit și fețele jucătorilor. Am pornit la drum cu Vlad Chiricheș, capitanul echipei naționale, și cu Costel Pantilimon. Și în următorii ani, cu siguranță, vrem să construim și mai mult.